O ordonanță de urgență adoptată de guvern prevede ca pacienții testați pozitiv cu COVID-19 care sunt asimptomatici sau prezintă forme ușoare ale acestei boli să fie monitorizați de către medicii de familie, aceștia din urmă urmând să fie remunerați cu câte 105 lei pentru fiecare pacient în parte. Măsura vine în urma numărului tot mai mare de pacienți infectați cu noul coronavirus de la o zi la cealaltă, dar și din cauza presiunii tot mai mari care planează pe umerii cadrelor medicale. Este un act normativ, o ordonanță de urgență foarte importantă, adoptată de Guvernul României după consultarea tuturor specialiștilor implicați în lupta cu epidemia de coronavirus și reprezintă o soluție adaptată la situația actuală când vedem o evoluție care pune la grea încercare sistemul medical și sanitar românesc. Implicarea medicilor de familie este un act esențial pentru a ajuta la reducerea presiunii pe sistemul medical, pe sistemul medical de urgență și în acest sens guvernul face un apel către toți medicii de familie să fie alături de toți colegii din sistemul medical în acest efort comun de limitarea răspândirii infecțiilor coronavirus și să ajute în special în ceea ce privește această zonă a pacienților asimptomatici sau cu forme ușoare, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți, cei asimptomatici să nu mai fie nevoiți să meargă la spitale pentru a face acele servicii medicale de radiografie și pentru a primi certificatele medicale care să ateste infectarea lor cu coronavirus și perioada de izolare pe care le-a fost indicată, astfel încât să poată solicita certificatul medical pentru obținerea concediului medical. În același timp, șeful Cancelariei prim-ministrului a mai precizat că medicilor de familie li se va permite să elibereze certificatele necesare pacienților pentru concediile medicale aferente acestei perioade, când aceștia se află în carantină sau în izolare la domiciliu.